Mă gândeam astăzi că în ultima perioadă, chiar la nivel de zile și chiar de ore, poate chiar și minute, mi se schimbă convingerile, la poluri opuse chiar. Sunt deschise la informație și pentru că majoritatea timpului energia mea este într-o frecvență ridicată, pe principiul rezonanței, văd și percep informații pe care altădată nici nu le știam că există. E ca și cum înainte aveam, nu știu, ochelari de cal, la propriu. <laughs> Și acum s-au dat jos, știți, barierele de la Cai, la propriu, <gânguia> ca și cum s-au dat jos. Și am căpătat o vedere periferică care se extinde continuu. Uh, cel mai clar exemplu pe care pot, despre care pot să vorbesc acum este alimentația. Cine mă urmărește de mai multă vreme, sigur va înțelege la ce fac referire. În ultimii 5 ani am trecut de la o extremă de a mânca orice, adică practic înainte mâncam orice, la extrema opusă în care mâncam super disciplinat. De ceva vreme însă, parcă cu cât am evoluat pe scara spirituală, cu atât am revenit ușor-ușor la alimentația permisivă, în care mănânc aproape orice. Am să detaliez în alt video la ce mă refer, pentru că acum subiectul de bază e, e altul. Când am început să revin la o alimentație permisivă și diversificată, adică să reintroduc mâncare procesată, mâncare cu chimicale, poate carbohidrați, zahăr. Am simțit vină și rușine, pentru că am crezut că e ceva în neregulă cu mine. Am crezut că nu mă mai pot disciplina. A urmat un proces mai lunguț, să zic cam de aproximativ un an, în care ușor ușor am am reînceput să mănânc de una alta și de fiecare dată simțeam cum am zis, vinovăție, rușine, pentru că simțeam că înăuntru meu simțeam că nu sunt suficientă, sau asta credeam de fapt, mintea îmi zicea că nu sunt suficientă, că nu mă mai ridic la standardul optim, așa cum îl vedeam eu. Abia de curând am înțeles de fapt ce se întâmplă și care este procesul, semnificația lui. Am înțeles că este important să învăț să-mi ascult corpul și să ascult comunicarea cu sinele superior, pentru că întotdeauna, în absolut orice experiență, este un mesaj de integrat. Procesul meu a avut la bază ideea că să cred că ceva din mine, adică sănătatea fizică sau mentală, aspectul fizic, sunt dependente de o activitate exterioară, adică să-mi creez un atașament față de o practică anume, adică de mâncatul sănătos, e de fapt ceva de vibrație joasă. Orice formă de atașament este nebenefică, chiar dacă activitatea, lucrul, omul față de care am format atașamentul, ele par a fi benefice pentru mine. Adică mâncarea sănătoasă este limpede că este benefică pentru organism. Da? Și totuși, atașamentul față de a mânca sănătos este ceva dus în extremă și nu mai este benefic. În momentul în care dispare, în care se vindecă atașamentul, eu clar pot relua activitățile, relația sau orice era, în funcție de ce simt la momentul respectiv. Acum nu discut despre cât de benefică sau nebenefică e un nebenefic este un anumit tip de alimentație. Da? Subiectul a fost atașamentul. Despre restul vorbesc în alt video. Uh, a și să nu uit. Subiectul mai este și despre faptul că atunci când Sinele nostru ne arată altă cale decât cea pe care din ego eu o consider benefică. Uh, să nu mă împotrivesc are legătură și cu renunțarea la control de care eu tot vorbesc. A lăsa să vină către mine ce e benefic înseamnă să renunți la a controla realitatea din jur. La... înseamnă să renunți să inițiez forțat lucruri și să stau în acceptare și fără judecată față de absolut orice vine către mine. E greu. <laughs> Dar drumul are o finalitate minunată în evoluția spirituală. Mai vorbim.